Salut! Sâmbătă 23 ianuarie 2021 a avut loc meciul de fotbal între echipele UTA Arad și FC Argeș Pitești din etapa a 18-a a ligii întâi. Meciul s-a terminat cu scorul de 1 la 2, la pauză 0 la 0. Dacă îți plac aceste clipuri, dă un like și abonează-te! Salut!